Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom decora casa împreună pentru ziua recunoștinței cu mai multe decorațiuni de toamnă. Deși știu că în România nu se sărbătorește și nici în altă parte decât în America și în Canada, mie îmi place foarte mult ziua recunoștinței, Thanksgiving, pentru că este o sărbătoare a bucuriei, a fericirii, păcii, liniștii, care reunește toată familia și prietenii. Am luat câteva decorațiuni, unele sunt de toamnă, altele sunt chiar de Thanksgiving. Vreau să vi le arăt pentru că nu sunt multe și după care vom decora casa. Am luat așa o pancartă din aceasta cu Welcome Fall. Tot așa o altă pancartă cu acești trei spiriduși, cu Welcome, doar, pentru toamnă. Am luat acest curcan. Cu Happy Thanksgiving. Asta, nu știu, o să-l pun la ușă. Asta mă așteptam să fie puțin mai mare. E așa, nu știu ce să-i zic că e. Depus undeva pe mobilă. Am mai luat și asta, e foarte frumoasă cu aceste veverițe, fall. Am mai luat aici o... Bine, nu e față de masă, e doar așa o decorațiune pentru masă, de pus pe masă. Cam așa. Cu frunze. Și am mai luat și fețe de fermă, tot așa, pentru... pentru toamnă. Aia scrie pumpkin. Happy Fall, y'all. Thankful. Și am luat 4 în total și asta este cu Hello Fall. Am mai luat tot așa o ghirlandă cu dovleci de agățat undeva. Încă o ghirlandă cu Happy Thanksgiving cu litere. Aceste decorațiuni tocătoare așa, credeam că să fie mai mari. Asta merg la bucătărie. Niște ochelari din aceștia. Tot pentru Thanksgiving. Ceva de genul arată. Am mai luat și niște, cred că tot topper așa, de pus în, în brioșe. Și ultima decorațiune, puțin mai amuzant așa, o căciulă curcan. Cam așa arată, e caragioasă, amuzantă, dar mi-a plăcut foarte mult. Cam acestea au fost decorațiunile și acum trebuie să... Nu, ați văzut că nu sunt foarte multe și să vedem pe unde le punem.
Am păstrat decorațiunile de toamnă, de data trecută, cum ar fi dovlecii, și acum le vom adăuga pe acestea. În continuare voi folosi aceste decorațiuni de anul trecut, făcute de mine, simple, din hârtie și pe care le voi pune pe perete. După ce am adăugat și aceste decorațiuni, iată cum arată casa pregătită pentru Ziua Recunoștinței. Prieteni, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. După cum ați văzut, am adăugat câteva decorațiuni mici de toamnă, încât să mai păstrez această atmosferă până când vom intra în perioada și în sezonul de Crăciun. Pentru Ziua Recunoștinței, eu o să mă pregătesc cu curcan la cuptor și cu alte preparate specifice pentru această zi. Și probabil o să mai fac videoclipuri pentru sezonul de Crăciun, așa că o să ne vedem în curând. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip.